foarte multe și am trecut prin foarte multe. Deci viața ta a transformat. Da. Experiența de viață. Extraordinar. Și nu știu, caracterul, adică schimbarea asta de a mă gândi la cel de lângă mine, cred că a venit după moartea clinică. Asta cred eu, nu știu. Pentru că și înainte mă gândeam, dar nu în aceeași măsură. Iar în ultimii 20 de ani am fost mai pregnant. Mai pregnant. Deci tot timpul e o chestie, gândesc la dublu tot timpul. Când e, gândesc dacă fac asta e bine și pentru cel de lângă mine. Ce frumos. Hai să fac și cel puțin toată viața mi-am dorit o căsnicie. Și nu mi-am dorit nici funcții, nici averi, nici, nu știu, mi-am dorit normal o casă, un copil, doi, o familie, un soț, să ne înțelegem. Asta mi-am dorit eu. Dar cred că, nu știu, venind cu programe din, nu știu, la naștere, din că, educația părinților, din ADN, din karmă, din nu știu, sunt atâtea care influențează comportamentul nostru, cred că asta m-a determinat, poate uneori, am, nu știu, și un gest, și un gând, poate am marcat căsnicia mea, relațiile mele, tot. Construiam și poate uneori construiam doar eu, cred că cam tot timpul. Și cel de lângă mine n-avea nicio, era cu tot, avea cu totul alte gânduri. Am dat un sfat la cineva, era într-o relație, și tot timpul venea și îmi povestea, bine, eu sunt în general mama răniților și foarte multe persoane vin și îmi povestesc tot felul de lucruri. Și am zis la un moment dat, tu vii și tot spui, vreau asta, vreau asta, vreau asta, că aș vrea un copil, că aș vrea nu știu ce. Dar tu ai întrebat persoana de lângă tine ce vrei tu, pentru că în general cei care avem așteptări și dorim, spunem, vrem asta, vrem asta, uite, mi-aș dori asta. De ce intrați mai pe noi? Posibil. Suntem centrați mai pe noi. Da, și uităm, să întrebăm și pe cel de lângă noi. Părerea ta care este? Tu ce dorești? Deci cred că eu, lucrul ăsta m-a marcat, da, acum vreo 10 ani și am zis, mă, cred că asta a fost greșeala mea. Și cred că viața mea a fost formată doar din tot ce mi s-a întâmplat, a fost lecție de viață și tot ce mi s-a Dumnezeu mi-a adus față, situații și persoane care mi-au marcat drumul vieții și mi-au dat să înțeleg unde greșesc. Dar, cum să spun, a durat timp și suferință și lucruri care m-au rodat într-un fel sau altul. Deci toți oamenii ne ajută, de fapt. Da, dar lucrul ăsta mi-a dat de înțeles clar că trebuie să întreb pe cel de lângă tine, în afară de faptul că tot timpul mă gândesc oare ce fac este bine, dar nu m-am gândit să întreb. Că în general unele persoane, dacă te plac și te vor în anturajul lor, în viața lor, încearcă să fie foarte de acord cu ce spui tu. Dar gândurile și tot ce își dorește este cu totul altceva. Și atunci cred eu că este cel mai bine să întrebi, să discuți. Comunicarea cred că face extraordinar de mult. Și zic eu că, nu știu, mă repet, orgoliile nu și-au rostul. Chiar dacă e greu, orgoliile nu și-au rostul. Respectul. Dar cred eu că toate vin din familie. Toate vin din cei 7 ani de acasă. Toate vin din, depinde cu ce carențe și cu ce venim fiecare din, nu știu, din neam, din familie, din educație, din tot, foarte multe lucruri ne influențează. Asta cred eu, nu știu, asta este părerea mea. Nu știu altceva. Și acum ești fericită? Cred că da, am încercat să așez lucrurile. Ai găsit o liniște, așa, arta? A, da, da. Acum, da. Dar am avut în 2019, am fost suspectă de cancer, v-am zis și aseară. Am zis că există doar 3 luni, că atât erau.
Că tatăl meu a trăit 5, da, a făcut radioterapie, a făcut și am zis nu fac sub nicio formă nimic. Și am acceptat, întâi am fost înnebunită și am zis altă cale mea este decât asta, înseamnă că atât a fost. Cu toate că atunci când am mers dincolo, m-a spus că sunt mulți ani și am multe de făcut. Am mers la un preot la noi în oraș care mi-a zis așa, sora Cristina, zice, stai fără grijă, nicio problemă, nu ai niciun cancer, o să fie bine. Deci am atâta lucruri de rezolvat și atâtea probleme care trebuie să mi le rezolvi încât n-ai cum să pleci. Și ce fac cei pe care tu trebuie să-i ajuți? Și, nu știu, mi-a dat de gândit puțin, dar cred că am acceptat toate așa cum au venit. Și atunci a apărut... Eliberarea. Da, m-am eliberat, am acceptat situația, mi-am pus niște lucruri la punct, dar într-un timp foarte scurt. Mama mea nu a știut nimic, decât după un an a aflat de toate lucrurile astea. Fratele meu a știut și băiatul. Soțul meu. Dar el era în planul lui atunci și nu prea avea timp. Ar fi fost, cred, atunci, în momentul ăla, ca o eliberare, într-un fel, sau ca o... pentru el. O lua lucrurile foarte ușor. Dar culmea este că acum... a fost diagnosticat cu același diagnostic pe care l-am avut eu acum 2 ani. Și am zis, Doamne, cum se întorc? Se întoarce rata. Unde crezi că a venit? Pentru că în spate cancerul are nemulțumiri, are intense. La mine? Ai avut așa ceva? La mine a venit din frustrări, nemulțumiri, emoții. Mânie? Nu știu mânie, că eu mă enervez de moment și îmi trece foarte repede. Eu nu pot țin mânie. Spre exemplu, la noi în casă eram într-un trio al morții, ca să zic așa. Eram eu, fata lui și el. Era el cu 2 neveste, pentru că ea se comporta exact. Eu eram copilul tot timpul, iar el era nevasta și mama. La început nu-mi explicam toate astea, au trebuit câțiva ani, nu-mi dădeam seama de legătură foarte strânsă dintre ei doi și de faptul că el, ea fiind copil, el tot timpul venea acasă și povestea, era singura persoană căreia putea să-i povestească ceva. Nevastă s-a fiind beată, depresivă, tot timpul prin spitale, Socola, Dulgheș, nu a avut cum să... comunice cu surorile mai puțin și copilul, fata fiind copilul lui, soborul lui, că a fost o soluție de moment. Dar s-a înșelat foarte tare, pentru că cum nici mama nu poate să-ți fie prieten. Mama este doar mama, dar asta am înțeles-o doar la terapie făcută acum din ianuarie. Tatăl la fel. Deci fiecare în universul ăsta, dacă își depășește atribuțiunile și locul pe care îl are, plătește într-un fel sau altul. Mai devreme sau mai târziu. Exemplu, educația copiilor. Dacă copilul nu o să aibă locul lui sau tu ca părinte nu ai locul tău, încerci să-l critici, să-l controlezi prea mult, îți depășește atribuțiunile tale și intri în karma lui, la fel și copilul, dacă nu-i pe locul lui, pierde din viața lui, din drumul lui în viață. Și atunci, asta le-am înțeles în timp. Nu le-am înțeles acum, astăzi, am citit o carte și am înțeles, nu. Spre exemplu, n-am înțeles niciodată vorba din poporul Boșobelea. Asta am înțeles-o acum vreo un an sau doi. Că tot timpul mi se părea așa, eu zic, cum să spui că unul un boș, unul belea? Nu se poate. Și abia mi-am explicat-o în timp. Sau chestia cu un popor, se spune, bărbatul e oglinda femeie. Și invers. Nu mi-a explicat nici... Bine, mi-a explicat prin faptul că trebuie să fie tot timpul în fața oamenilor îmbrăcat, aranjat, dar am zis, toate au dincolo de fațeta, nu numai asta. Există și un înțeles ascuns în toată asta. Și atunci, asta le-am aflat mai târziu. Deci doar mi le-am explicat citind, având anumite situații, am mers la terapie, am mers la niște cursuri de dezvoltare personală, am venit acum aici. Deci toate au fost frânturi ca un puzzle care au fost le adun și abia în final iese ceva.
Mai spus un bou și o... O bela. Da, astăzi, așa se spune în popor. Bunicii mei, bunica mea cel puțin, tot timpul vorbea doar în pilde din astea. Din mai știi pilde din acestea, dar bunica aia mai spune. Nu mi-a venit, acum de moment nu-mi vin. Astea mi-au venit acum. Dar sunt foarte multe, că dacă mai... Când vorbesc cu anumite persoane, zic, dar de unde le știi toate? Bunea, am crescut cu bunica. Am fost foarte apropiată de bunica. Cred că rezonam foarte mult. Eu sunt născută pe 21 noiembrie, de Ovidenie, și sunt scorpion, ultima zi, am și din săgetător, dar bunica era rac. Și atunci, fiind zodii de apă, nu știu, empatizam foarte mult, iubeam foarte mult. Vorbeam cu ea doar din priviri. Simțeam tot ce vrea ea, ce vreau eu. Mama, în schimb, este fecioară și are și privirea și, nu știu, tot timpul căuta să ne controleze. Cum era bunica? Respecta pe bunicul. Bunicul, da? Da, bunica cred că îl respecta, dar bunicul era berbec. Era un gen mai dictatorial, așa. La bunicul nu exista te rog să faci. Trebuie să faci. Adică privirea lui, felul lui, era un om foarte deștept. Și-a făcut doar 7 clase, atât se făceau atunci, dar era înțelept, a făcut războiul. Știa harta României să o deseneze pur și simplu, calcule matematice făcea la nivel de care le-am făcut noi în clasa și liceu chiar unii din ele. Dau un exemplu, bunicul cuba lemn, făcea tot felul de chestii, tot felul de calcule pe care unchi care era inginer nu știa să le facă, iar bunicul le făcea. Măsura terenului, deci orice, bunicul era, și tatăl meu era foarte priceput, dar au rezonat foarte mult. Spre exemplu, tatăl meu nu era părinții lui, erau părinții mamei mele, dar i-a iubit mult mai mult tata și bunicii pe tata decât pe copilul lor, pe fratele mamei mele. El fiind mai rebel, mai... Dar tata era... Deci la noi în casă nu se putea mânca ceva dacă nu puneam un patețel. Tata punea, nu mama, și mama, dar tata zicea, hai să mă duc la mamaia sau la tataia să-i duc. Erau foarte atașați. Dar plecând, am devagat de la subiect, bunica cu bunicul, cred că exista și un respect, faptul că bunicul era un pic mai mare de ani decât bunica, adică un pic fiind vreo 9 ani, cred că era între ei. Ei au fost, nu s-au căsătorit, că s-au iubit. S-au căsătorit, că o zis preotul din sat, ar fi bine, bunica fiind orfană, să te căsătorești cu Tărescu. Au avut o căsnicie, vă dați seama, dacă au murit bunica la 93 de ani și bunicul la 94, cred. Întreagă, da. Da, dar n-a fost ușoară. Eu totdeauna am respect deosebit pentru persoanele care au căsătorii longevive. Chiar dacă au fost cu urcușuri, cu coborâșuri, nimic nu e întâmplător, dar îmi dau seama că, spre exemplu, eu am încercat totul să fac și am pus punct în momentul în care am considerat că nu mai pot. Dar totuși a duce mai departe e o lecție de viață destul de grea. Iar bunica a dus-o. Era, în general, îi ducea mâncarea la bunicul în casă dimineața. Bunicul a fost și bolnav după război. Bunica s-a rugat foarte mult pentru el. Și am zis că, mă repet, că am mai spus că dacă Dumnezeu nu-i răduie să mor, deci orice boală ai avea scapi. Bunicul a avut un as în bronșic, făcând și naveta după război, a făcut serviciu și a făcut cu bicicletă, navetă, nu știu ce, a făcut, a căpătat un as în bronșic. Și s-a la pat mult timp. Ieșea afară, dar stătea la pat, tușea foarte tare și dormea mai mult în fund. În ultimii ani, înainte de Revoluție, cu mulți ani, prin 83, cred că 84,
Eram pregătiți cu haine, cu tot, că moare. Pentru că noaptea era cel mai cumplit și aveam niște stări de asta și pregăteam lumânarea. Și chiar îl supravegheam. La un moment dat, fratele mamei mele a cununat și au venit, noi aveam niște prieteni, părinții mei din Israel, dar evrei care erau în Iași. Și veneau cu prieteni, cu rude din Israel când veneau la noi în vizită. Să vadă găinile, vaca, porcul, să vadă obiceiuri de nunt, mă rog, tot felul. E iarna la Crăciun, la Revelion, în Bucovina și bunicii mei la țară. Obiceiuri de iarnă și obiceiuri de iarnă erau foarte frumoase, mai ales la sărbători. Se făceau capră, căiuți, ce mai făceau? Era urs și țigan cu urs, ceva de genul, și toate chestiile astea, căldărărițe, se mascau. Și era frumos și pe ei atrăgea foarte mult. Și mai știu, în 83-84, fratele mamei mele a cununat și prietena noastră de familie i-a dus pe doi prieteni de lor, tot evrei, dar, nu știu, rude sau prieteni, veniți din Israel, și au venit la noi să vadă, și au vrut să vadă pe gazda. A văzut-o pe bunica, i-au adus ceva și pe bunicul. Și i-a explicat ea că ei vorbeau în ebraică, franceză și rusă, fac că au comunicat. Zice, nu numai cum, că e bolnav, e la pat, are boală, nu știu ce. Păi, dar și eu am boala asta și o duc, adică nu e o boală atât de grea. Uite, fac tratament. Și spre, nu știu, am zis doar o minune, i-o dat din două cutiuțe de medicamente avea, un pastiluță era rotundă, iar una era o vală pe care o împărțea jumătate dimineață, jumătate seara. Și i-o dat din ce avea și o oprit el pentru 5 zile sau 6 cât mai avea de stat în România. În rest, cutia era aproape foarte puțin luase, cât o stat vreo câte zile o stat el, nu știu câte cașete avea. Oricum, bunicul a luat la amiază, pastila de amiază aia rotundă și aia de seară jumătate. Și toată noaptea a dormit, noi am dormit în noaptea aia, dar de obosit și eram, ne-am realizat că nu ne-am trezit pentru el să vedem ce face. Ne-am trezit doar dimineața pe la 5, ne-am speriat că am zis că a murit. Ne-am dus și i-am pus oglinda, dar respira atât de ușor. El care dormea în fund și făcea... Cam asta era respirația. Mi-am dus și am pus oglinda și când s-o speria și el de oglindă, deci s-o aburit oglinda, ne-am dat seama că trăiește, s-o speria și-o dat cu nasul în oglindă în momentul în care și-o dat seama că noi suntem în el. Și am zis, vă dați seama, deci o pastiluță care era cât unghia și una care era un pic lungăreață și în două tăiată, deci o la doar jumătate din aia tăiată și aia micuță, a putut dormi și din ziua respectivă bunicul meu a început să facă treabă, a început să meargă prin curte și a mai trăit mulți ani. A murit în 2009-2010. Deci din 83, când era pe moarte, cu haine cumpărate, când s-o duși le văzut în șifonier, nu i-o picat atât de grozav costum cu tot ce e pentru moarte. Și boho, deci nu s-a mai pus problema. O mers la cosit, urca dealul, cosea, făcea orice. Și tratament primea din Israel, a primit până după Revoluție, că evreul respectiv a trăit, era mai în vârstă decât bunicul. După Revoluție, medicamentele au fost înlocuite cu medicamente de la noi. Și asta vreau să spun, rugăciunea lui bunica. Bunica s-a rugat foarte mult pentru noi. Mi-amintesc că tatăl meu s-a îmbolnăvit, a mers la o biserică în Berchișești, prin Gura Hmurlui, și acolo o doamnă mi-a zis, ce uite, vine un tip care se uită la tine și îți spune tot ce despre viața ta. Și când m-a văzut, mi-a spus și m-a întrebat așa, zice, ai în familie călugăr? Și am zis, nu. Ai preot? Nu. Ai maică? Zice, dar ai... Zice, atunci e bunica dinspre mamă. Să știi că se roagă extraordinar pentru tine, ca o sfântă. În aura ta există... Adică asta a văzut el, că cineva se roagă foarte mult pentru mine și mă iubește foarte mult. Și asta era bunica. Ce frumos! Bunica mea... Eu nu mi-aduc aminte. Deci,
Eu poate am mai zis sau m-am mai enervat, ea fiind drag, era mai tăcută, dar eu nu mi-aduc aminte ca bunica să o fi auzit vreodată certându-se cu cineva sau reproșând cuiva ceva. Extraordinar. Sau și-am crescut la ea. Erau persoane deosebite. Nu se supăra? Cred că da, dar nu arăta niciodată. Ținea în ea. Era genul care... Nu voia să deranjeze pe ceva. Da, da, da. O iubeam foarte mult. Era foarte frumoasă. Bunicul era gelos. Firesc. Bunica a luat bătaie. O bătea fără să-i explice nimic, fără să-i spună nimic, doar pentru că veneau rudele și îi spuneau diverse lucruri care nu erau adevărate. Dar o invidiau foarte mulți. Dar culmea e că din situațiile rudelor, a prietenilor, a tot ce e, atâtea lucruri pe care le-am auzit ulterior, din căsniciile lor, știind anumite lucruri, am realizat de ce se întâmplau anumite lucruri, care era cheia. La bunica, bunicul era foarte orgolios. Nu orgolios, foarte orgolios. Extraordinar, fiind berbec. Nu suporta niciodată... Să contrazici. Da. Iar bunica încerca să mai spună, uite asta sau asta, nu avea dreptul niciodată să-i spună. Nu, niciodată. Și ca să vă dau un exemplu, bunica, v-am zis că am discutat cu un astrolog prin decembrie și mi-a zis că o să moară mama. Și am zis, nu se poate, cum să moară mama? Zic, mama e tână, era lângă mine chiar mama. Și zic, dați-mi niște amănunte, cum mama? Și zice, va muri o femeie care o iubiți foarte mult din săgetător sau rac. Și atunci mi-am dat seama că va fi bunica. Zice, e bolnavă, dar nu era bolnavă, doar că mergea un pic mai greu, era un pic adusă de spate, dar ea cam de pe la vreo... Toate femeile din familia ei au avut un pic problema asta de a avea un pic adus spatele. Și zic, nu-i bolnavă. Zice, anul ăsta va muri. M-am gândit aia, mai spre sfârșitul anului, mai durează puțin. Culmea e că în ianuarie, pe 22 ianuarie a murit. Dar cu două săptămâni înainte l-a visat pe bunicul și speriată i-a spus, mama, zice, știi, l-am visat pe taică-tu care mi-a zis, dă mâna și hai cu mine. Dar am realizat că bunicul nu spunea, te rog, dă mâna și hai cu mine, adică dacă vrei. Nu, bunicul i-a zis, dă mâna și hai cu mine, adică punct, nu? Așa, ea era foarte speriată și mama a întrebat-o, dar i-ai dat mâna? Ci nu mi-amintesc, dar cred că și-amintea foarte bine, dar mi-a spus, asta a fost sâmbătă seara sau duminică, sâmbătă noapte sau duminică noaptea, cred că marți sau miercuri s-a plecat să ia ceva de sub masă, a căzut, dar cumva din genunchi, nu a căzut de sus, din picioare, s-a ridicat foarte greu, cred că a făcut o semipareză, bănuiesc, dar culmea e că greu cum s-a ridicat, folosea mâinile, n-a avut problemă gen cu semipareză pe stânga sau pe dreapta, în schimb avea, mergea mai greu. A început, mânca mai puțin, a început să mănânce și după aceea deci asta a fost în marți sau miercuri, de vineri a mâncat dimineața, bea tot timpul o cafeluță și mânca tot mai puțin, dar a început să stea în pat, nu să mai neargă prin casă, dar se ruga, asta voiam să zic, că bunica dimineața citea 4-5 acatiste, se trezea pe la 5 dimineață, 4 câteodată. La 4? Da, 4 sau 5, citea până pe la 9-10. Începea ziua cu rugăciune. Da, da. Chiar dacă avea vacă, bunica a avut ani, de nu știu eu, vacă, porc, păsări, de toate, ea se trezea la 4, făcea întâi rugăciunea, nu pleca niciodată din casă, până nu se spăla și își făcea rugăciunea.
Bine, nu citea atât de mult, cred că atunci când avea, dar ulterior, în ultimii ani, ultimii 20, să zic, citea, cred că 4-5 acatiste, seara, în timpul zilei, când prindea, citea.